Să știți că unul singur este bun și acela este Dumnezeu. Iar noi suntem copii mai reușite sau mai nereușite acestei bunătăți. Dar unul singur este bun. Cel de sus. Mi-am propus să vorbesc astăzi despre adevărul despre Dumnezeu. Este un subiect, dacă vreți, în teologia sistematică. Este foarte important să cunoști adevărul despre Dumnezeu. Este foarte important să cunoști adevărul despre tine însuți. Este foarte important să cunoști adevărul despre mântuire. Și lista poate continua. Cred că pe măsură ce știința crește, noi ne dăm seama mult mai mult de măreția lui Dumnezeu. De exemplu, vechii antici considerau pământul ca o porțiune plată care se sprijinea pe patru elefanți. Știți ce spune astăzi astronomia? În orice direcție te-ai uita, distanța pe care o putem, să zic noi, analiza, este de 46 de miliarde de ani lumină. 46 de miliarde de ani lumină. Îmi place foarte mult expresia. Universul este finit și curb. Dumnezeu este infinit în timp și spațiu. Gândiți-vă că Dumnezeu a creat lucrul acesta. Universul în care trăim. 46 de miliarde, în orice direcție mai mă uit, există univers. Citeam o comparație. Dacă soarele este o minge de basket, știți cât este pământul? Un sâmbure de măr. Un sâmbure de măr. Soarele nostru este o minge de basket. Iar distanțele, să zic, din univers sunt infinite, dacă vreți. Cum este Dumnezeul nostru? Cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru? Eram copil și uneori luam ochelarii bunicii sau a bunicului și îmi dădeam seama că văd o lume total deformată. Vreau să vă spun că cel mai neprihănit, cel mai sfânt dintre noi, cel mai, nu are o imagine corectă despre Dumnezeu. Fiecare îl vedem pe Dumnezeu prin proprii noștri ochelari care deformează realitatea. Iar Dumnezeu ne ia din starea asta necunoașterii de Dumnezeu și încet ne urcă pas cu pas ca să-L cunoaștem mai bine. M-a impresionat ce a spus un tânăr născut în Biserica Adventistă. Chiar când urma să încheie botezul, zicea, am avut o perioadă de un an jumate de zile, când eu n-am mai crezut în Dumnezeu. Mă rog, a suferit un deces, a avut un deces în familie, au avut necazuri în familie și lucrul acesta l-a destabilizat. Și vreau în 5 minute să vă aduc câteva argumente despre existența lui Dumnezeu. Știți că trăim într-o lume în care ateismul prinde aripi. Ce argumente ați avea pentru existența lui Dumnezeu? Și să știți că poate fiecare dintre noi se confruntă de-a lungul vieții cu necredința în Dumnezeu. Sau ne trece cel puțin odată prin minte, oare există Dumnezeu?
Cel mai important argument pentru mine, pentru existența lui Dumnezeu, este conștiința morală. Este acel for lăuntric pe care fiecare îl avem și care cumva nu putea apărea datorită evoluției. Pentru că este un for în mintea mea care mă ceartă, care spune, nu trebuia să faci așa, care spune, ai greșit. Știți că au fost cazuri în istoria umanității când criminali, după zeci de ani de zile, s-au dus la poliție și au mărturisit și au zis, nu mai pot trăi așa. Zilnic ceva din mine îmi spune că am făcut rău. Am nevoie de eliberare. Conștiința morală pe care toți o avem în mintea noastră este cel mai important argument al existenței lui Dumnezeu. Și apoi, un lucru foarte interesant. Au fost întrebați studenți care nu credeau în Dumnezeu. Am mai spus, poate, ilustrația aceasta. Și îi întreba, crezi în Dumnezeu? Nu cred. Crezi în Dumnezeu? Nu cred. Crezi în Dumnezeu? Nu cred. Iar reporterul i-a zis așa, ce părere ai? O carte de colorat pentru copii de 3, 4, 5 ani. Poate să apară singură. Și ei rămân puțin șocați de întrebarea reporterului. Și îi spun, nu, o carte de colorat nu poate apărea singură. Ce zicem atunci de codul genetic pe fiecare, care îl avem în fiecare celulă? Ne stabilește culoarea ochilor, forma capului, forma urechilor. Absolut totul despre noi este scris în codul nostru genetic. Cum putea lucrul acesta să apară din întâmplare? Și întotdeauna dacă există banca asta, înseamnă că a existat anterior de ea o inteligență care a proiectat-o. Iar inteligența ultimă din univers este Dumnezeu. Și argumentele astea sunt importante pentru mine și sunt importante poate și pentru dumneavoastră. Cum aș putea să vorbesc, să zic, de Dumnezeu în 10 minute? Dacă v-ar întreba, vorbiți-mi de Dumnezeu în 10 minute, spuneți, tot ce puteți dumneavoastră în 10 minute. Eu aș folosi textul care spune cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl? Deci Iisus Hristos este imaginea lui Dumnezeu. Și luați, să zic, episoade din viața lui Iisus Hristos, treceți-le prin mintea dumneavoastră și vedeți cum este Dumnezeu. Totdeauna îmi aduc aminte cu drag de citatul biblic în care copiii vin la Iisus. Copiii vin la Iisus și ucenicii îi ceartă, iar Iisus spune, lăsați copiii să vină la mine. Un om care nu este în stare să ia în brațe un copilaș, să-l iubească, seamănă nu cu Iisus Hristos, ci cu ucenicii nepocăiți ai lui Iisus Hristos din vremea respectivă. Și știți ce se întâmplă când iei un copil în brațe? Vedeam sabatul trecut cum Adi se juca cu Eve cu ochelarii, da? Și Adi își ridica ochelarii și Eve era foarte încântată. Un copilaș mic te mai prinde de barbă, te mai prinde de urechi, poate te mai prinde de haină. Faptul că Iisus Hristos, deși n-a avut copii Iisus Hristos, n-a fost tată, n-a fost căsătorit, dragostea față de copii arată cum este Dumnezeu. Apoi îmi aduc aminte de scena în care o femeie păcătoasă este adusă în fața lui Iisus Hristos și oamenii îndrăciți care au adus-o îi spun, Iisuse, în lege spune că ar trebui să omorâm
cu pietre pe această femeie. Știți ce face Iisus Hristos atunci? Nu ne spune Sfânta Scriptură, dar unul câte unul pleacă și rămâne doar Iisus cu femeia. Știți de ce au plecat oamenii respectivi? Sunt cărți inspirate care ne sugerează această idee. S-a uitat Iisus la unul și a început să scrie pe nisip păcatele lui. Și când s-a văzut descoperit, pur și simplu a șters-o dinaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că modul în care eu mă raportez la oamenii păcătoși, greșiți și căzuți, arată nivelul meu de sfințenie. Noi trebuie să ne raportăm la oamenii păcătoși, la fel cum s-a raportat Iisus la ei. Iisus Hristos n-a încurajat păcatul, dar se simțea bine cu vameșii și păcătoșii. Și sunt nenumărate alte experiențe din viața lui Iisus Hristos. Știți care este cea mai importantă revelație a lui Dumnezeu? Cea mai importantă revelație a lui Dumnezeu este crucea. Și un text spune, biblic spune, că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Nu a fost doar sacrificiul lui Iisus Hristos. A fost sacrificiul dumnezeirii. Dacă credem că Dumnezeu este un tiran, trebuie să ne uităm la cruce. Pentru că spune totul despre caracterul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dacă eu și tu nu suntem impresionați de sacrificiul lui Hristos, de dragostea lui Dumnezeu, ni se duc șansele de mântuire. Îmi place mult o ilustrație. Cred că am mai spus-o. Să știți că ajung la vârsta în care încep să repet. Dar poate sunt și musafiri care n-au auzit această ilustrație. Se spune că un budist, un musulman și un creștin au vrut să facă ceva reprezentativ pentru credința lor, pentru religia lor. Și Buddha a desenat, sau budistul l-a desenat pe Buddha care medita la niște norișori, da? Era în meditație. Musulmanul l-a desenat pe Mohamed, care intră cu sabia în mână, victorios, într-o cetate. Știți ce a desenat creștinul? Acum îmi dau seama dacă ați ascultat cu atenție povestirea. Știți ce a desenat creștinul? Ceva foarte reprezentativ pentru creștinism? Ce mă bucur că nu știți. L-a desenat pe Iisus Hristos, care spală picioarele ucenicilor săi. Scena asta este nemai întâlnită în lumea de astăzi. Când Dumnezeu slujește. Și imaginați-vă scena respectivă, când vine Iisus Hristos. Nu știu dacă aveau ucenicii și Iisus Hristos sandale. Sau umblau, să zic, desculți pe străzile Ierusalimului. Și vine Iisus Hristos, erau toți ucenicii. Și nimeni dintre ei nu vrea să spele picioarele. Și imaginați-vă pe Iisus Hristos. Știți cine era Iisus? Era Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Dumnezeul păcii. Deci Dumnezeu ia un ștergar, se pune și spală picioarele ucenicilor săi. Lucrul ăsta este de nemai întâlnit. Lucrul ăsta vorbește despre Dumnezeul nostru. Iar dacă avem un astfel de Dumnezeu, trebuie să-L urmăm. Ăsta este adevărul prezent care trebuie să-L prezentăm lumii. Un Dumnezeu
atât de iubitor, atât de bun, încât fiecare dintre noi trebuie să-L urmeze. Și Dumnezeu să ne ajute în acest sens. Amin.